După data de 1 iulie, amenzile pentru persoane fizice vor începe de la 210 lei, iar cea mai mare amendă pentru șoferi va fi de 2100 de lei pentru cazurile în care este depășită viteza legală cu mai mult de 41 de km pe oră, atunci când se circulă fără inspecție tehnică periodică valabilă sau fără anvelope de iarnă. În ceea ce privește persoanele juridice, amenzile vor fi cuprinse între 2205 lei și 10500 de lei. Conform codului rutier, sancțiunile sunt stabilite pe clase, în funcție de gravitatea faptelor și de pericolul social pe care acestea îl prezintă. Amenzile din clasele 1-4 de sancțiuni sunt aplicate persoanelor fizice, iar cele din clasa a 5-a de sancțiuni sunt aplicabile strict persoanelor juridice. Clasele de sancțiuni sunt următoarele: clasa 1, 2 sau 3 puncte amendă, valoarea fiind cuprinsă între 210 sau 315 lei. Clasa a 2-a, 4 sau 5 puncte amendă, iar ca valoare între 420 sau 525 de lei. Clasa a 3-a, de la 6 la 8 puncte amendă, sumele fiind de la 630 la 840 de lei. Clasa a 4-a, de la 9 la 20 de puncte amendă, de la 945 la 2100 de lei, clasa a 5-a de la 21 la 100 de puncte amendă cu sume cuprinse de la 2205 lei la 10500 de lei. Trebuie menționat că printre cele mai aspre sancțiuni se numără și acele aplicate când șoferii conduc sub influența băuturilor alcoolice sau depășesc cu mai mult de 50 de km pe oră limita legală de viteză. Ei riscă atât primirea amenzii cât și suspendarea permisului pentru 90 de zile.